Și singurul spital social din România va fi gata luna aceasta la Iași. Părintele Dan Damaschin, cunoscut că ajută mii de copii și mame în suferință, a construit din donații un spital cu 10 de specializări cu aparatură performantă și chiar farmacie. Medicii de aici vor fi plătiți din donații sau vor face voluntariat, iar oamenii nevoiași se vor putea trata gratis. Spitalul poartă numele Veronica, după o mamă care a murit pentru că nu avea asigurare de sănătate. Părintele Dan Damaschin a construit primul spital social din țară, într-un vechi hotel din Iași. Doar clădirea a costat 800.000 de euro. A fost donația unei singure persoane. Pentru reabilitarea ei, pentru a fi transformată din hotel în spital, au mai fost necesari încă 1,5 milioane de euro. Toți banii au venit din donații. S-a lucrat în mod intens, a fost o reparație capitală, s-a schimbat acoperișul, toată clădirea a fost recompartimentată, s-au băgat milioane de kilometri de cablu. Instalație de cea mai bună calitate. În momentul de față, suntem la ultimele reglaje. Spitalul are 5 nivele și va cuprinde toate specialitățile medicale, inclusiv aparatură de ultimă generație și spitalizare de zi. Perla unității spitalicești este secția de imagistică. Aici oamenii nevoiași vor putea să-și facă investiții gratuit. Celebra secție de imagistică, care va purta chiar numele Veronica. Aici avem cele mai valoroase aparate din clinică. Pachetul CT RMN trece de 1.400.000 de euro. Dacă adăugăm și zona de ecografie, 200.000. Medicii care vor lucra în spital vor fi plătiți din donații și vor face voluntariat. Va exista chiar și o secție stomatologică, atât pentru adulți cât și pentru copii. Suntem în secția de stomatologie, aici unde cred că vom bate record mondial la pacient, la zâne măseluțe, la schimbat plombe și extracții dentare. Aici avem un frumos cabinet de radiografie dentară, dincolo, da, în camera alăturată. Spitalul mai are o cameră de recoltare, analize, o capelă și o farmacie, iar la finalul vizitei pacientul va pleca din spital cu diagnosticul, tratamentul luat din farmacie și cu o masă caldă, toate primite gratuit.